Salutare, oameni buni! Iată-ne la un nou vlog. Vă salut de pe curtea sau casa al nepotului meu. Astăzi aici o să muncim, iarăși tot încă la demolare, pentru că încă trebuie demolat multe lucruri. Suntem doar doi înși cu fratele meu. Așa că stați aproape să vedeți. La amiază o să oprim să facem ceva de mâncare. Dar înainte să vă arăt alte treburi, lucrări, vă rog să vă abonați cei care intră prima dată pe canal, cei care au intrat de mai multe ori și nu s-au abonat, vă rog frumos să vă abonați, să vă rog să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel, pentru că este total gratis, dar așa mă puteți susține în proiectul meu, vă rog să o faceți. Cei care s-au abonat și au rămas abonați, mulțumesc mult, mulțumesc din suflet. Și acum o să vă arăt pe mai departe ce am făcut. Ia uitați, oameni buni, este după masă căldură foarte mare. Am luat de aici căpriorii, leațurile și vreau să vă arăt peretele ăla. Am vrut să-l dăm jos. Uitați, este în jur de un jumătate de metru. Dacă mă sun de partea sus și luăm la boloboc și tot nu cade jos. Așa bine a fost făcut. Deci, perete care este răsturnat, dacă luăm la boloboc, atunci la jumătate de metru de jos până sus și încă nu vrea să cadă, pentru că îl ține un stâlp. O să vă arăt stâlpul. Așa se pare că a fost făcut bine. Vă arăt din partea cealaltă. Ia uitați aici, am luat grinzile de pe partea asta. Și uitați peretele ăsta cum stă. Deci hornul este la boloboc. Cândva eu l-am făcut. Multe lucruri am făcut eu aici. Am lucrat foarte mult aici pentru că înainte să-mi construiesc casa, asta era a mea, dar eu am vândut la cineva, la un prieten din Reghin și el a vândut la cineva și acum noi, la nepotul meu, și acum noi suntem aici să-l ajutăm. Da, uitați, stâlpul ăsta îl ține, este presiune deasupra și nu lasă să cadă încolo. Am tăiat și aici grinda, vedeți? Că am crezut că se răstoarnă cu peretele ăla cu totul, oricum și pe ăla vreau să-l dăm jos. Și stă. Am obosit. Am lucrat mult, dar nu se vede. Doi inși am lucrat destul de mult, dar nu se vede. Aici era un acoperiș, l-am dat jos. Grinzile astea l-am dat jos. Așa că astăzi oprim și continuăm mâine și stâlpul ăsta mai bine dat jos. Și sigur și pereții ăștia trebuie să sperăm că încă o zi terminăm cu demolatul. După aceea vin săpăturile. Ia uitați, oameni buni, după încă o jumătate de zi de muncă, uitați aici ce demolări și uitați hornul care a fost făcut bine, 4 metri înălțime, 4 metri jumate, aproape că stă fără nicio susținere sau ancorare. Așa că mai sunt, este încă un pic acolo pereții ăștia doi și s-a terminat, după aceea încep săpăturile. Se sapă cu excavatorul, va veni un bul de excavator și va săpa și până la urmă placa va veni până peste cele vechi. S-au scos geamurile, ușa, s-au scos grinzele și peretele ăsta de aici până acolo, aproape de geam, va fi scos.
Aici partea asta, baia, unde a fost fosta baie, trebuia să fie baie, aia va rămâne deocamdată, să avem unde să mai punem scule, să acolo avem un frigider pentru băuturi reci, apă, dar asta ne dă șeful nostru. Nu este șeful, glumesc, numai că da, aici eu ajutăm, toți cei care suntem aici ajutăm, nu muncim pe bani. Așa că acum îmi iau la revedere. Aveți grijă de dumneavoastră până la următorul vlog. Axați-vă pe lucruri frumoase, pe lucruri pozitive, pentru că viața este frumoasă și merită trăită.